Apaterm a început furnizarea agentului termic în prima zi a săptămânii, după ce la sfârșitul săptămânii trecute gălățenii racordați la sistemul centralizat au înghețat în case. Au avut prioritate instituțiile de învățământ și cele publice, însă distribuirea căldurii către populație s-a dovedit o operațiune de durată. Distribuitorul local de agent termic se plânge însă că electrocentrale nu le poate asigura parametrii optimi. Atât Apaterm cât și CET reclamă că problema sistemului de termoficare a Galațiului, devenită una cronică, este în continuare legată de datorii. Peste 30 de milioane ale Apaterm către CET și aproape 160 de milioane ale electrocentrale către Romgaz. Electrocentrale avertizează că dacă încasările nu vor crește, căldura nu va putea fi asigurată decât pentru o săptămână sau două. Banii, un avans pe combustibil pe care ar trebui să-l plătim noi către furnizorii noștri, ar fi către electrocentrale 32 de milioane. La apă canal avem 833 de mii, la electrică avem 96 de mii. Și diferiți furnizori mai micuți care se ridică undeva la 2 milioane jumate. Electrocentrala de închis urgent săptămâna asta o factură aferentă, o factură de gaz aferentă lunii august, din care mai aveam aproximativ vreo 2-3 milioane de lei. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Consiliul Local și de la Apaterm, dânsii mi-au promis că săptămâna asta vor face acest virament. Noi chiar și așa, fără acest virament făcut și mergând pe promisiunea dânșilor că se va face, vom da drumul astăzi la, vom ridica astăzi parametrii necesari pentru școli și grădinițe și așa mai departe. Acest lucru nu este o soluție pe termen lung, atâta timp cât ea nu va fi corelată cu ritmul de încasări de la Apater. Ceea ce pot garanta din punct de vedere financiar este că această soluție poate să asigure căldura pentru o săptămână, două. După care, dacă banii care au fost promiși și au fi virați la societatea noastră, dacă nu vor fi virați, riscăm automat să rămânem fără căldură, pentru că Romgaz are o poziție foarte clară. Nu plătiți, nu aveți gaz. Consiliul Local a alocat în ultima ședință 3 milioane de lei pentru a acoperi o parte a facturilor restante către Romgaz, însă soluția este una provizorie. Joi am avut rectificare de buget, s-au alocat 3 milioane de lei, aproximativ 30 de miliarde în bani vechi. Probabil că până joi veți intra în posesia acestei sume, dar vă spun că este o soluție de compromis, să spun așa, atâta timp cât nu vom recupera bani de la populație și Apaternul nu va încasa, situația asta de compromis va mai dura o săptămână, două și intrăm iar într-o situație de avarie totală, în care nu știu de unde mai putem face rost de bani. Prefectul județului Galați a făcut un apel către cetățenii datornii să-și plătească întreținerea, subliniind totodată că Galațiu are nevoie de o strategie pentru asigurarea prin alte mijloace a căldurii către populație.